Bună dimineața, este 29 ianuarie, sâmbătă, ora 10 și suntem gata să dăm startul castingului Prologic, care va avea loc astăzi, 29 ianuarie, pe lacul Dino Lake. Suntem pe sectorul E, vom arunca astăzi pe apă, o să fie mult mai ușor de recuperat, vreau toată lumea să ajungă să testeze toate modelele de la Prologic. Câte modele de lansete avem astăzi, Claudiu? Sunt 7 modele de lansete. 5 lansete și 2 spoduri. Și în premieră mulinetele de la Prologic. Da. Ceea ce e un lucru foarte interesant. Astăzi vom putea testa în afară de mulinetele de la lansetele de la producătorul Prologic și noile mulinete de la producătorul Prologic. Da. Sunt noi în domeniul mulinetelor, dar arată extraordinar. Se vede că Prologic a intrat pe piață, chiar a intrat în forță și din ce am văzut și în live-ul pe care le-am făcut legat de mulinetele de la Prologic, astăzi o să le vedem și la treabă. Suntem pregătiți să pornim cu 7 modele de lansete și cu câte modele de mulinete? Sunt 3 modele de mulinete. Avenger, Element și Fulcrum. Ok. Eu voi pescui cu Element. De ce? Păi pentru că îmi plac foarte tare. Îți plac foarte tare. Alea care mi-a plăcut și mie de altfel. Alea, da. Ok. Suntem gata să începem aici castingul pentru că lumea este nerăbdătoare și o să-l las pe Andrei să prezinte regulile de siguranță pentru castingul care urmează. Bună ziua, bine v-am găsit! Numele meu este Andrei. Începem în acest moment castingul Prologic pe Dino Lake, sectorul E. Înainte de a începe, câteva elemente de siguranță și de organizare pentru dumneavoastră, pentru a ne asigura că totul decurge în perfectă siguranță. Și nu numai dat fiind condițiile pe care le trăim. Înainte de a începe, vreau doar să vă spun că am trasat inclusiv un perimetru pentru a asigura că vom lansa în siguranță și nu avem niciun incident de niciun fel. Deci, vă rog, dacă nu este rândul dumneavoastră să lansați, atunci va trebui să stați în spatele acestui perimetru. Cum ne organizăm? În primul rând, avem bonuri de ordine, vom începe să aruncăm în ordinea lor. Ulterior, când terminăm în lateral, așa cum prea bine vedeți, avem și grătarul, gratuit, bineînțeles, oferit de Carmangeria Ozana, unde vă rog să mergeți să vizitați această zonă și să vă delectați cu produsele de la Carmangeria Ozana. Bun, ce facem pentru lansetă când mergem să aruncăm? În primul rând, elementele de siguranță trebuie să avem toți un degetar. Nu l-am la îndemână acum, dar toată lumea trebuie să folosească degetarul, da? Avem fir textil și este foarte important degetarul să ne protejăm pe noi. Bun, alte elemente de protecție. În primul rând, când luăm lanseta, trebuie să ne asigurăm că este foarte bine îmbinată, da? Acesta este primul element, să ne asigurăm că inelele sunt în linie, da? Și cele două elemente, tronsoane ale lansetei, sunt foarte bine îmbinate, da? Pentru nu a avea neplăceri. Bun, cel de la elemente este să ne pregătim firul, plecăm cu nodul, da? Din partea de jos a tamburului, urcând spirele în sus spre capătul tamburului, mulinând în așa fel încât să ajungem cu plumbul la spigot, da? Nu mai sus, nu mai jos, da? La spigot. Și acesta este cel de-al doilea element de siguranță. Cel de-al treilea, bineînțeles, este pick-up-ul. Altfel riscăm alte accidente, da? Dăm pick-up-ul și putem începe lanseul, propriu-zis. Spor la treabă, distracție plăcută și o zi bună! Bun. Sigur. Eu am o problemă de obicei, dau prea târziu și plicuiesc. Ok. Întindem mâinile.
Întinde-le. Astea sunt întinse. Tragi cu stânga. Dreapta este pârghie pentru mâna stângă, care de fapt aia se face arcul de cerc. Am înțeles. Vă salut, prieteni, numele meu este Valentin Eduard, sunt o persoană cu dezabilități, sunt 99% orb. Mulțumesc Claumar din punct de vedere sufletesc, să spunem așa, Claumar Pescar sunt niște oameni extraordinari. M-au ajutat foarte mult să vin la acest casting a firma Prologic, să testez noile produse, deoarece am foarte, foarte mari probleme de sănătate. Deci, pe lângă faptul că sunt nevăzător, diabetic, dependent de insulină, neuropatie, am și o problemă la mâna dreaptă, deci de-abia pot să arunc cu lanseta. Și credeți-mă că cu noile tipuri de lansete chiar am reușit să arunc 130 de metri, ceea ce pentru mine contează extraordinar de mult. Multe persoane m-au întrebat cum de pescuiesc la feeder. Da, pescuiesc la feeder, deoarece pun mâna pe băț, bățul fiind destul de sensibil, să spunem așa, și simt firul la mână. Deci țin firul între buricul degetului, da? Și în momentul când pește trage, imediat am înțepat și mulinesc. Mi-este destul de greu să leg căligere, leg pe pipăite. De la Claumar Pescar cumpăr de multe ori fire prelegate. M-a ajutat foarte mult și domnul Dragoș Grivei prin emisiunile pe care le-a făcut la Claumar Pescar. Chiar vă recomand să urmăriți emisiunea The Life Feeder Show de marți seara. Acolo veți învăța foarte, foarte multe trucuri, dar numai să fiți foarte, foarte atenți, pentru că la fiecare emisiune se strecoară câte, să spunem așa, câte un mic secret în ceea ce privește pescuitul și trebuie să țineți cont. Altceva ce să spun decât încă o dată mulțumesc la Omar Pescar pentru tot ceea ce ați făcut.
Radu, este un eveniment extraordinar. Corect. Prilej prin care mulți participanți au putut testa lansetele de la producătorul Prologic. Săptămâna viitoare se pare că avem producătorul Daiva. Daiva. Vreau să te corectez, nu doar lansetele Prologic, ci noile mulinete de la Prologic. Așa este. Seria Element, Avenger și Fulcrum. Da. Da? Eu mi-am ales Element cu care voi pescui anul ăsta. Mă bucur. Îmi plac foarte tare. Renunț un pic la mulinetele mele de Daiva, dar nu de tot. Și voi pescui anul acesta cu Prologic Element pentru a putea oferi oamenilor un review cât se poate de obiectiv, nu de subiectiv, să fie obiectiv. Ok. Claudiu, eu zic așa, fă-ți două serii, una cu Daiva, una cu Prologic. Așa nu le amesteca. Așa voi face. Prologicul e cu Prologic, Daiva e cu Daiva. Atenție mare, pentru că la Daiva vor fi noile serii Infinity, noile serii Vertis și noile serii Black Widow, care vor fi noutate absolută pentru acesta. Abia le aștept și ne vedem sâmbăta viitoare pe 5. Nu promite sâmbăta viitoare pentru că nu știu exact cum le voi primi eu. Am înțeles. Dar vom anunța pe Facebook și atunci... Urmăriți paginile noastre de socializare și acolo veți găsi toate informațiile legate de castingurile viitoare cu brandul Daiva, atât lansete cât și mulinete. Clar. Radu, iată că s-a încheiat și castingul acesta Prologic. Băi, neașteptat, adică 250 de participanți. Da. Neașteptat pentru un astfel de eveniment. Au fost foarte, foarte mulți. Vă așteptăm în cadrul evenimentului Daiva de sâmbăta viitoare. De sâmbăta viitoare, pe data de 5 februarie, ne întâlnim din nou aici, pe Dino Lake. La ora 10. La ora 10, să dăm drumul la un casting Daiva, un casting test gratuit, în care puteți să vedeți toate modelele cu care Daiva se prezintă anul acesta în materie de lansete. Exact. Și cu ce mulinete dăm?
Vom avea mai multe categorii de mulinete din gama Daiwa, de la Crosscast până la Basia. Mamă, deci se joacă și cu Basia, s-a trebuit să joacă și cu Basia. Preferata mea, dar nu mi-o permit. Eu m-am obișnuit foarte tare cu emblemul, că nici eu nu mi-o permit pe Basia. Da. Noi mergem pe emblem. Vă așteptăm. Dar vă așteptăm să vedeți și Basia. Basia! 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 Gata, ăla e. Deci, Cârjan Florin,